Rapița poate salva anul agricol 2025. Cel puțin pentru o parte dintre fermierii de cultură mare, aceasta este concluzia la care au ajuns în urma producțiilor din acest an agricol, care au fost mult afectate de secetă. O parte dintre ei, cum este și cazul fermierului dâmbovițean Alexandru Țachianu, au scăzut cât au putut suprafața cultivată în primăvară și au ales să mărească suprafețele cultivate cu rapiță. Experiența ultimilor ani arată că este încă o cultură profitabilă, are potențial pentru contracte futures și, în plus, rapița înseamnă până la urmă primii bani care intră în fermă. Urmărim detalii pe acest subiect într-un interviu marca Ovidiu Ghinea. Ce să zicem, eu nu am văzut așa ceva, nu am întâlnit o asemenea situație și lucrez de vreo 20 de ani în agricultură. Producția la porumb a fost undeva la 700 de kilograme, iar la grâu un pic mai bună, undeva până în 4 tone pe hectar, 3800 de kilograme pe hectar. Cam asta a fost anul acesta, când am avut o perioadă în vară de aproape o lună de zile cu temperaturi constante de 40 de grade ziua, grade Celsius, și practic asta a nenorocit orice cultură care a fost până la momentul ăla era optimă și arăta bine. Porumbul arăta bine, era uniform, era frumos, era înalt, urma să bage bob. Și atunci a venit valul de căldură și l-a topit efectiv. Nici grâu, nici rapița n-au fost ferite de arșița aceea, pentru că și ele erau în stadiu în care mai aveau nevoie de niște apă și urmau să alimenteze planta cu ce trebuie, și iar temperaturile au topat totul. Și s-a văzut în producție, la recolt. În condițiile astea ați mai redus suprafețele de primăvară, de culturi de primăvară? Eu și asta fac cel de vreo 3-4 ani. Am tot redus suprafețele de culturi de primăvară. Deci eu n-am avut foarte mult porumb, undeva la 80-100 de hectare. Mai bine am ieșit cu floarea decât cu porumbul. Și de câțiva ani tot practic chestia asta, pentru că se vede clar că nu este nicio glumă, nu este nicio teorie a conspirației. Clima se modifică și trebuie să ne adaptăm odată cu ea, dar să vedem până unde vom putea să ne adaptăm, pentru că este nevoie și de floare, este nevoie și de porumb și este nevoie și de celelalte culturi de primăvară. Însă fermierul trebuie să găsească modalități să reziste. În momentul în care pui o suprafață mare de culturi de primăvară în zona aceasta, ai mari șanse să dai greș. Am văzut că aveți și perdea forestieră, aici perdea de protecție. Din păcate, nu foarte multă suprafață, nu e foarte mare suprafața, pentru că ați făcut, din câte înțeleg la dumneavoastră, doar pe terenul proprietate. Da, acesta este terenul proprietate. Am împrejmuit cu salcâmi, avem aici curent, avem puțuri, avem posibilitatea să irigăm. Și am avut porumb unde am irigat și am făcut ceva mai bine, dar nu cât ar fi trebuit. Deci într-un an normal, dacă eu fac 8 tone, 9 tone la porumb, anul ăsta am făcut de 10 ori mai puțin. Și la irigat nu e niciun secret, am făcut undeva la 2 tone. Adică n-a scos banii pe energie electrică. Da. Iar prețurile nu sunt nici pe departe cele care ne-am fi așteptat să fie. Or să mai crească, dar nu trebuie să ne așteptăm la o creștere foarte mare a prețului cerealelor în perioada care urmează. Tot mai mulți fermieri renunță să mai cultive porumb și floarea soarelui. După 3 ani de secetă, agricultorii se gândesc de 2 ori dacă trebuie să mai investească în culturile de primăvară. Jean Ionescu, reprezentantul unei companii de inputuri din România, spune că în urma unor analize făcute, datele statistice arată că suprafețele cultivate cu porumb și floarea soarelui se vor micșora semnificativ în perioada următoare. În schimb, culturile de păioase devin mult mai tentante pentru majoritatea fermierilor de la noi. Peste 90% din țară beneficiază de condiții bune pentru culturile de toamnă. Mai precis, cerealele păioase vor avea un salt semnificativ,
estimăm undeva la 250-300 de mii de hectare mai mult decât în anul precedent. Asta înseamnă că de la 2,7-2,8 milioane hectare vom ajunge undeva la 3 milioane, iar rapița de asemenea va face un salt semnificativ față de anul precedent, de la 716 mii de hectare cât au fost semănate în 2020, în toamna anului 23, vom avea un minim de 130-140 de mii de hectare în plus, adică vom fi cumva la 850 de mii de hectare plus la rapiță. Ce pot să vă spun, că nu există dubiu după pluviometria binevenită din România, culturile clar vor arăta mult mai bine decât în anul precedent și fermierii, apetitul lor investițional în partea de protecție a culturilor va fi net superior, pentru că sunt culturi care vor promite. Dacă ne uităm acum pe câmp, rapița în 70% din câmpuri arată excelent și are nevoie de tehnologie pentru a merge către o producție bună. De asemenea, toamna în principiu va câștiga suprafață semnificativ și este o reacție normală a fermierilor în ani foarte duri. Adică scad culturile de primăvară semnificativ și principala cultură care pierde este porumbul, unde estimăm noi va pierde undeva la 250, poate chiar 300 de mii de hectare. E clar că va fi la un minim istoric porumbul anul viitor, undeva la 1,7 milioane de hectare. Și nici floarea soarelui nu stă prea bine, pentru că și acolo se vor pierde 100-150 de mii de hectare. De ce? Productivitatea, inclusiv la floarea soarelui, după cum bine știți, a fost dezamăgitoare în România și cred că nu vom depăși 1,7 tone medie națională. La 1,7 tone nu avem șanse prea mari să facem performanță la floare, cu producții bune în vest, bune în Transilvania și foarte slabe în sudul României. Fermag, experți în dozatoare pentru orice fermă. Fie că vorbim de ferme de lapte sau avicole, plantații pomicole și chiar stupine, Fermag este partenerul ideal pentru fermierii care își doresc o modalitate eficientă și modernă de a-și comercializa produsele. Compania pune la dispoziție a partenerilor săi dozatoare de lapte, de cașcaval sau brânzeturi, dozatoare de ouă, de suc din fructe și chiar dozatoare pentru miere. Fiabile și cu costuri minime de întreținere, fabricate din piese originale de înaltă calitate, dozatoarele de la Fermag sunt destinate atât fermelor mici și mijlocii, dar și fermelor mari, care doresc să-și valorifice producția prin rețelele proprii de dozatoare și pot fi amplasate în orașe, sate, pe exterior sau în interiorul magazinelor sau fermelor. Mai multe detalii aflăm de la reprezentanții companiei în materialul următor, realizat la Hanovra Eurotir 2024. Noi în România putem fabrica niște dozatoare de lapte, dozatoare de suc de mere, dozatoare de ouă, dozatoare pentru cașcaval. Noi fabricăm dozatoare de lapte din 2011. Avem brandul nostru Fermat, fabricăm în Sfânt Simion și am vândut în România peste 1000 de bucăți din dozatoarele respective. Acum am venit aici în Germania, în Hanovra, ca să extindem și în Europa și peste tot în lume, ca să începem să vindem și pentru export. Cât de fiabile sunt aceste dozatoare? Și cei care le achiziționează ar vrea să afle cum funcționează? Deci noi întotdeauna dorim să fie un produs foarte simplu. Deci dorim să nu avem probleme de service. În cazul în care avem probleme de service, așa de ușor de menținut, întreținut aparatele, că și fermierul respectiv, cine are, poate să facă service. Noi ajutăm prin telefon, prin videoclipuri, arătăm cum trebuie făcut, trimitem piesele și el poate să facă pentru el serviceul respectiv. Deci foarte simplu aparatele. Ce capacitate au aceste dozatoare? Să vorbim de cel de suc de fructe, cel de lapte și de ce nu văd că aveți dozatoare unde pot fi puse și anumite alimente din fermă? Dozatorul de lapte simplu merge de la 50 de litri până la 200 de litri, depinde ce rezervor punem înăuntru. Avem un aparat dublu mare în care putem să punem până la 400 de litri de lapte.
dozatorul de suc de mere, putem să punem 3 sortimente, în total 200 de litri, deci 20 de bag-in-box-uri de 10 litri. Avem și dozator de ouă, ăla depinde în funcție de ce fel de cofraje vrea clientul să punem înăuntru, până la 800 de ouă poate să intre. Și avem un dozator pentru cașcaval, pentru produse de fermă, de lapte și putem să facem și pentru miere, de exemplu. Să înțeleg că aceste dozatoare micșorează, să spunem, distanța dintre fermier și consumator. Aceste dozatoare pot fi amplasate la poarta fermei, iar consumatorul cumpără produsul cât mai fresh. Da. Deci, foarte important să vindem un produs pentru fermier ca să conectăm producătorul cu clientul final, fără intermediari, și în așa fel producătorul, cine producă lapte, de exemplu, poate să obțină un profit mai mare pe zi și clientul final poate să cumpere un produs de origine exact de la producător, știe cine a produs produsul respectiv și poate să cumpere mai ieftin decât cum cumpere de la magazin. Cel care produce trebuie să plătească și niște taxe. Cum se descurcă cu acest lucru? Trebuie să plătească taxă pentru chirie, pentru unde amplasează dozatorul respectiv. De exemplu, pentru un dozator de lapte trebuie să aibă un certificat de producător de la DSV și acum am ajuns în România să fie dozatoare fiscalizate. Și noi am început acest lucru să dezvoltăm. În curând va fi făcut fiscalizarea, suntem aproape gata cu soluția respectivă și va fi făcut și pentru dozatoarele existente. Trufandalele românești vor fi în piețele din țară în perioada sărbătorilor. Fermierii care vor recolta din solarii salata, ceapa verde sau ridichile spun că încearcă să țină sub control costurile de producție, astfel încât să nu fie nevoit să scumpească prea mult trufandalele din extrasezon. Vă invit să urmăriți un reportaj realizat de Marilena Dinu, colega mea din Buzău. Mircea Tatu cultivă legume în solarii care pot fi încălzite pe timpul iernii. Legumicultorul buzoian aprovizionează mai multe piețe din regiune până la sfârșitul lunii ianuarie. Urmează să recolteze peste 4.000 de căpățâni de salată verde, care este ultima cultură din acest an. Cam într-o săptămână așa. Cam într-o săptămână o să începem să rupem din ea. E o salată foarte bună, cu gust, cu foliaj puternic. E o salată tip căpățână. Legumicultorul buzoian muncește pe brânci pentru a putea aproviziona piețele agroalimentare în perioada premergătoare sărbătorilor. Ce se întâmplă? Adică toate prețurile au crescut și nu e chiar așa de ușor, adică să produci foarte ieftin, când nu se mai poate. Noi zicem, dar în fiecare zi prețurile cresc și nouă la fel ne cresc prețurile. Aici sămânța cu înființatul, cu folii, cu apă, cu... Nu mă refer numai la salată, în general la toate legumele. Fermierii fac eforturi să mențină costurile de producție scăzute pentru a evita o creștere semnificativă a prețurilor acestor produse de sezon. Important este ca vremea să fie blândă în următoarele săptămâni. Sămânță mari, domnule, mari. Vai de capul nostru. Prețuri mari? Da, sigur că da. Mari, mari, extra. De salata. Tot ce vedeți, toate scumpe. 2 lei, 2 lei 50, cam aici va fi prețurile. Și la ridic? Și la ridic, probabil un 2 lei, la fel, tot, un 2 lei, un 2 lei 50, cam aici ar trebui să meargă. În piața centrală a Buzăului, o salată costă 3 lei, 2 lei legătura de ridic, iar un mănunchi cu câteva fire de ceapă verde costă tot 2 lei. Omul e convins că prețurile vor exploda în următoarele săptămâni. La cum evoluează prețurile trufandalelor în extrasezon, consumatorii sunt convinși că legumele și verdețurile autohtone vor ajunge să concureze cu prețurile cărnii de porc în perioada sărbătorilor de iarnă. Cred că o să fie mai ridicată ca carne, precum carne de porc. Ce să mai e? Asta e. Varza va fi scumpă, că deja acum asta care e murată e scumpă. Vă dați seama că se va face la Crăciun. Spunea cineva că a pățit într-un an
când mai mult a dat pe varză decât pe carne. În perioada rece, cultivarea legumelor necesită de obicei solarii sau sere încălzite, iar cheltuielile suplimentare pentru energie, încălzire și alte resurse fac ca prețurile de producție să crească. Temperaturile ridicate și seceta pedologică pun la grea încercare agricultura din România. Foarte mulți fermieri se gândesc ce să mai cultive pentru a putea să-și amortizeze cheltuielile și investițiile făcute. Specialiștii Facultății de Horticultură din cadrul USAMV București vin în sprijinul agricultorilor și scot în piață specii pomicole exotice adaptate zonelor de la noi din țară. Așa se face că o să putem găsi pe tarabele piețelor curmale, smochine, banane sau kiwi din livezile autohtone. Dacă ar fi să ne referim la fermierii români, ei au destule probleme. Unele dintre cele mai serioase au fost cele provocate de schimbările din acest an, de seceta îndelungată și de temperaturile foarte ridicate. Datoria noastră de cercetători și de cadre didactice este să găsim soluții la toate provocările care pot să apară. Și pentru aceasta ne-am propus ca în ediția din acest an să venim și să prezentăm specii pomicole noi, de exemplu, care sunt reziliente, adaptabile la terenuri sărăturate, terenuri nisipoase, la temperaturi foarte ridicate și foarte rezistente la secetă. Și aici aș vrea să subliniez în primul rând curmalul dobrogean, la care anul trecut noi am omologat primul soi românesc, Zi-Prim, un soi de jujube pe care îl putem vedea și în expoziția noastră. În același timp, vreau să vă spun că avem smochinul pe care de asemenea reușim să-l înmulțim și să-l producem în România pe suprafețe foarte mari, dar și multe, multe alte specii. Ca și specii pomicole, noi vorbim în primul rând de curmalul chinezesc, de Ziziful jujuba. Este o specie foarte rezistentă la secetă, valorifică foarte bine terenurile sărăturate. Noi, în cadrul stațiunii Istrița din județul Buzău, avem un lot demonstrativ, înființat încă din 2019, unde plantele se comportă foarte bine, nu au boli și dăunători, fructifică foarte bine, e o specie precoce, fructifică încă din primul an de la plantare, iar fructele au trăsături nutraceutice deosebite, conținut ridicat în vitamina C, antioxidanți, o grămadă de avantaje. Până și kiwi se comportă foarte bine în zona de sud a țării noastre, chiar și kiwi berry. Și vorbim de asimina, o nouă specie pomicolă care la fel rezistă foarte bine la temperaturile scăzute. Avem cerere cu privire la material săditor din aceste specii, sunt tot mai mulți oameni interesați și dornici să planteze nu doar pentru curte și propria grădină, ci chiar plantații de ordinul miilor de metri pătrați, chiar hectare întregi de astfel de plante, și noi suntem aici disponibili să-i ajutăm și să-i îndrumăm. În estul și sudul Spaniei a plouat în 12 ore mai mult decât pentru un an. Inundațiile din Spania au fost doar unele dintre dovezile existenței schimbărilor climatice. Au existat de-a lungul timpului păreri care susțin că fenomenele meteorologice extreme au fost ciclice de-a lungul istoriei și că acestea nu reprezintă o noutate. Pe de altă parte, existau și opinii care susțineau că aceste situații sunt complet ieșite din parametri. Colega mea, Andreea Gheorghiță, a discutat cu directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, despre fenomenele meteorologice extreme din România, dar și despre inundațiile din Spania. Dacă datele începând din 1901 și până în prezent arată cel puțin în ultimii 20 de ani această tendință evidentă de creștere a temperaturilor, fie că vorbim la nivel lunar, sezonier sau anual, cu siguranță schimbările climatice rămân o evidență. Mai multă căldură în sistemul climatic, coroborată cu o cantitate mai mare de vapor de apă, reprezintă ingredientele pentru fenomene meteorologice extreme și mai evidente. Și nu mai departe, luna septembrie, ne amintim, în zilele de 13-14 septembrie sau la finalul lunii septembrie, când cantități însemnate de precipitații pe secvențe foarte scurte de timp au generat inundații la scală locală în partea de est și sud-est a țării, pentru zona de sud-est, pentru Dobrogea, mai ales finalul lunii august. Iată, nu mai departe, în Spania, cantități care pentru zona de est și sud a Spaniei, de peste
peste 350-400 și chiar peste 400 de litri pe metru pătrat în mai puțin de 12 ore, reprezintă cât ar trebui să plouă într-un an în zona respectivă. Iată, fenomenele extreme sunt în dinamică, în desfășurare și tind să devină tipare de vreme normală. Deja vorbim de situații care le putem considera excepționale prin amplitudinea și efectele acestora, dar în condițiile în care tendința creșterii temperaturii anuale a aerului asociată și cu o cantitate mai mare de vapor de apă, cu siguranță va impune măsuri de adaptare specifice, pentru că fenomenele meteorologice se întâmplă și ele au o dinamică deosebit de accentuată. Aici se încheie jurnalul Agro TV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte, aria nebulozității și precipitațiilor va cuprinde dinspre vest și nord-vest cea mai mare parte a teritoriului. În Transilvania, apoi și în Moldova, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă local de 5-10 cm. În Banat și Crișana vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi mai ales ploi. Se vor acumula cantități de precipitații de 10-15 litri pe metru pătrat, iar cu precădere în zona montană, pe aride strânse, acestea vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40-60 km pe oră, dar temporar vor fi rafale de până la 70 km pe oră în Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul Munteniei. Temperaturile minime se vor situa în general între minus 2 și 7 grade. Mâine vremea se va răci semnificativ față de ziua anterioară. Astfel, în nord, centru și nord-est, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date, iar în rest vor fi apropiate de acestea. Aria nebulozității și precipitațiilor va fi în restrângere treptată spre centrul, estul și sud-estul teritoriului. Acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare, în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și Maramureș și izolat în dealurile Crișanei și Banatului. Ploi și trecători Lapoviță în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei. Vântul va prezenta intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, în general cu viteze de 40-60 km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa în general între 1 și 11 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.